Iarna se apropie, iar temperaturile încep să scadă în țara noastră. Guvernul încă nu vine cu vești bune pentru iarnă. Executivul recunoaște că nu vom avea suficient gaz din producția internă. Ce măsuri a luat guvernul în acest caz, ne spune colegul meu Alex Vladescu. 80% din depozitele de gaz sunt pline în acest moment. Este una dintre inițiativele guvernului pe care a reușit să o pună în practică, deși termenul dat de Comisia Europeană era data de 31 octombrie 2022. Foarte important este însă că mai avem nevoie de gaz, pentru că doar 90% din consum putem acoperi din producția proprie, deci pentru 10% încă depindem din importuri și guvernul are în plan să aducă gazul azer din Azerbaidjan, așadar, prin conducte care se traverseze, de exemplu, Grecia, Bulgaria și să ajungă până în România. Problema este însă că Turcia nu și-a dat acordul pentru a trece gazul azer prin țara sa și a ajunge tocmai în România, deși conductele există deja acolo. Cum vrea guvernul să convingă Turcii? Foarte simplu, să cumpărăm celebrele drone Bayraktar pentru 300 de milioane de dolari. Vom cumpăra 18 drone și cu aceste 3 sisteme care conțin cele 18 drone, guvernul speră să obțină un acord de la Ankara. Întâlnirea ar urma să fie chiar săptămâna viitoare aici la București, unde reprezentanți din guvernele Turciei, Azerbaidjan, Grecia, Bulgaria vor fi prezenți la București pentru a semna acest acord.